Al doilea punct slab al fermei țărănești, al țăranului român, este legat de lipsa de cunoștințe de piață, de marketing. Una din marile traume care marchează mintea țăranului român este legată de lipsa sa de răspuns la o întrebare simplă care îl macină de 23 de ani, și anume unde, cum, la cine să-mi vând produsele mele agricole. Această întrebare simplă, la care țările europene învecinate au dat răspunsul de multe vreme, de unde și avansul agriculturilor, nu a primit încă un răspuns de la niciun ministru al agriculturii în aceste ultime două decenii. Suntem de acord? Evident că întotdeauna când nu merge bine o căsnicie, vina este ambelor părți, iar în cazul de față ar fi eronat să aruncăm vina doar pe responsabilii guvernamentali, când știm bine că o parte din vină o are și țăranul român din cauza imobilismului său mental și fizic. Nu trebuie să mergem mai departe decât să luăm exemplu celor peste un milion de emigranți, din care o mare parte copii de țărani, care au văzut în Spania un model de agricultură mai evoluat, iar la întoarcerea în țară nu l-au pus în practică din vari motive. Totuși, plecând de la o pildă țărănească, care spune că este greu la deal cu boi slabi, dacă boul nu poate să tragă din vari motive, este neapărat ca acela care mână agricultura românească să ia decizii înțelepte. Recomandăm pe această cale aleșilor noștri ca în deplasările lor în țări europene să facă bine să coboare într-o fermă țărănească germană sau franțuzească, ca să înțeleagă de ce aceste două țări au ajuns locomotiva agriculturii europene.